Evanghelia după Ioan, din capitolul 16, dacă vă mai amintiți, am citit de la versetul 5 până la versetul 15 inclusiv. Aș vrea să vă spun că pasajul acesta, eu l-am citit de mai multe ori în citirile mele de-a lungul anilor, dar destul de târziu mi-am dat seama că aici Domnul Iisus se referă la înălțarea Lui la cer. De cele mai multe ori când a trecut în citirea mea prin pasajul acesta, mă gândeam că este vorba că îi științează pe ucenici, că va fi luat dintre ei și toate celelalte lucruri care urmau să-i se întâmple în zilele următoare. Însă când am cugetat mai adânc asupra acestui pasaj, am înțeles că măcar în primele două versete, Domnul Iisus se referă la înălțarea Lui la cer. Iată ce zice El. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis. Și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Cu cei care ați fost joi seara în casa Domnului, am împărtășit aici, fratele Sorin, de fapt, câteva gânduri cu privire la această sărbătoare pe care noi creștinii o sărbăm o dată pe an, cel puțin partea apuseană a creștinismului a sărbat-o joi, iar partea răsăriteană a creștinismului o va sărba joia viitoare, probabil. Am vorbit atunci despre înălțarea Domnului Iisus la cer. Și am făcut referire la faptul că Luca ne vorbește despre evenimentul acesta. A avut loc de pe muntele Măslinilor, de lângă Ierusalim, la 40 de zile de la învierea Domnului Iisus. Luca ne spune în prima parte a acestei cărți, în debutul cărții Faptele Apostolilor, că Domnul Iisus li s-a arătat de multe ori ucenicilor săi după înviere. Și a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Li s-a arătat imediat după înviere, pe când era încă în Ierusalim, și după, să zicem, o săptămână și jumătate, ei au plecat ucenicii în Galileea. Aș putea să spun că cele mai multe din arătările Domnului Iisus, cele mai multe din părtășiile pe care ucenicii le-au avut cu El, le-au avut în Galileea. S-au retras acolo într-un loc mai liniștit, într-o vreme în care Ierusalimul parcă era tulburat de tot felul de vești, erau tot felul de tensiuni acolo. Domnul a stat o vreme cu ucenicii Săi în Galileea și a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Dar pe când s-a apropiat momentul să plece dintre ei, să înalțe la cer, să se întoarcă la Cel ce l-a trimis, adică la Dumnezeu Tatăl, îi găsim, iată, iarăși la Ierusalim, pentru că muntele Măslinilor era în afara zidurilor cetății sfinte. Am citit în Fapte, capitolul 1, că Domnul le-a vorbit în ziua aceea, și le-a mai repetat odată făgăduința pe care le-o mai spusese, făgăduința Tatălui, cu privire la umplerea cu Duhul Sfânt, echiparea cu putere. Și le-a spus să nu se depărteze de Ierusalim până ce vor primi această putere. Apoi, în timp ce le vorbea și ei se uitau spre El, El a început să se înalțe din mijlocul lor, tot mai sus, tot mai sus, până ce un nor l-a ascuns privirilor ucenicilor. Și atunci când ei priveau în sus și nu știau ce să creadă, cum să interpreteze evenimentul, încă aveau semne de întrebare, ucenicilor li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și le-au vorbit și au spus și ei ceva. Și a spus că acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul lor, avea să revină în același fel cum s-a înălțat la cer. Mesajul acesta cuprindea o făgăduință. Acum eu vreau să revin și am să spun că aici, în pasajul pe care noi l-am citit, în primele două versete, Domnul Iisus vorbește despre înălțarea Lui la cer. Întoarcerea Lui la Tatăl. Și aș vrea să remarcați un lucru. Măcar că învățătorul și Domnul știa
tot ceea ce urma să-i se întâmple în zilele care stăteau în față, măcar că știa că urmează vânzarea lui și arestarea în Ghețimani, măcar că știa că urmează procesul lui și acuzațiile aduse pe nedrept, măcar că știa că va suporta bătăi și tortură, măcar că știa că va purta cunună de spini și va fi bătut cu nuiele, măcar că știa că va fi pus pe cruce, Mântuitorul Iisus în aceste momente vorbește cu ucenicii săi despre ceea ce este dincolo de aceste lucruri. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, în versetul al 2-lea, spunea despre Domnul Iisus, marele preot al mărturisirii noastre, că El a suferit crucea, a disprețuit rușinea, pentru bucuria care era pusă înainte. De aceea, El a ajuns la dreapta scaunului de mărire a lui Dumnezeu, preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Vedeți dumneavoastră, Mântuitorul Iisus, acum când le vorbește ucenicilor, pentru că știa că au inimile cuprinse de întristare, El a vorbit de ceea ce este dincolo de suferințele, pentru că suferințele Lui erau ceva de moment. Patimile Lui erau ceva trecător. Și dincolo de acestea, urma ceva deosebit. Și a vrut să le vorbească despre aceste lucruri. Aici Mântuitorul Iisus vorbește despre una din consecințele înălțării Lui la cer. Atunci când în alte împrejurări am avut oportunitatea să vorbesc despre importanța pentru noi a înălțării Domnului Iisus Hristos la cer, am menționat câteva consecințe, câteva beneficii pentru noi. Una dintre ele, iată, este menționată aici. Domnul i-a spus, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Vă amintiți că în aceeași Evanghelie, în capitolul 7, versetele 37 la 39, în ziua de pe urma praznicului, ziua cea mai însemnată a praznicului, Domnul s-a ridicat în picioare și a strigat, adică a ridicat vocea să fie auzit de cât mai mulți. Noi ridicăm vocea de obicei când suntem nervoși, când cineva ne-a călcat drepturile în picioare. Domnul a ridicat vocea pentru ca făgăduința pe care El trebuia să o facă, să o audă cât mai mulți. Și le-a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și când Ioan scrie Evanghelia sa, 60 și ceva de ani mai târziu, își aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus și Duhul Sfânt îl îndeamnă pe Ioan să adauge și explicație la cuvintele acestea. Vorbea Domnul Iisus despre Duhul Sfânt care abia să fie dat. Duhul Sfânt încă nu le fusese dat pentru că Iisus nu fusese proslăvit. Darea Duhului Sfânt avea de-a face sau era condiționată de proslăvirea Domnului Iisus. Și iată aici Domnul le spune, vă este de folos să mă duc, pentru că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. O a doua consecință, o a doua binecuvântare pentru noi și pentru toți creștinii care iubesc pe Domnul, a plecării Domnului Iisus Hristos la cer, este aceea despre care L-a vorbit ucenicilor în Ioan, capitolul 14. Le-a spus să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un locaș pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Și Domnul când s-a înălțat la cer, s-a dus cu gândul să ne pregătească un loc. Din dragoste pentru noi, ca să ne aducă și pe noi acolo, să fim și noi unde este El. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. În al treilea rând, aș vrea să înțelegeți că înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer a avut ca și consecință, ca și beneficiu pentru noi, asigurarea unui mijlocitor la scaunul îndurării lui Dumnezeu. Autorul Epistolei către Evrei vorbește în primele capitole ale acestei scrieri despre superioritatea Domnului Iisus în raport cu profeții din vechime, în raport cu îngerii, în raport cu Moise, în raport cu marele preot. Și în orice comparație l-ar așeza pe Domnul Iisus, El îl prezintă superior, deosebit.
Însă această superioritate nu ne-ar fi nouă de mare folos dacă nu ar avea implicație directă pentru noi. Și în capitolul 8, cum am mai spus și în altă dată, el simte nevoia de a trage o concluzie și spune punctul cel mai însemnat al celor spuse. După toate lucrurile pe care vi le-am descoperit din cuvântul lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu, cel mai important lucru pe care trebuie să-l țineți minte este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi în ceruri. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Amin. În Psalmul 73, omul lui Dumnezeu Asaf punea întrebare: pe cine am eu în cer altul afară de tine? Și el când punea această întrebare se gândea la Dumnezeu și știa că Dumnezeu îi este binevoitor. Aș vrea să vă spun că noi în cer avem un mijlocitor. Și mijlocitorul acesta este la dreapta puterii lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ne-a săpat în palmele lui și din palmele lui nimeni nu ne poate șterge. Organizația Națiunilor Unite de a da o rezoluție tot n-ar ajuta la nimică de acolo, din palmele Domnului Iisus, nimeni nu ne poate șterge. Binecuvântat să fie Domnul! Se spunea joi seara despre faptul că Ștefan, primul martir înregistrat al Bisericii Creștine, atunci când a fost martirizat, omorât cu pietre de iudei, a avut parte de o revelație, de o vedenie. S-au deschis cerurile și doar el vedea ce acolo. Prigonitorii lui nu vedeau. Prigonitorii lui erau împiedicați să vadă ceva de ură, că ura te împiedică să vezi multe lucruri. Adevărul. Dar Ștefan, ridicându-și ochii în sus, l-a văzut pe Domnul Iisus când în picioare la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și când a văzut această descoperire, această revelație, pentru el n-a mai contat faptul că vin asupra lui pietre, ploaie de pietre și îl lovesc fără milă și îi deschid răni și curge sângele și cade și e zdrobit acolo și moare. Pentru el singurul lucru care conta în momentul acela era că vedea pe Domnul Iisus și a fost în stare să se roage: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Mă gândesc la un Ioan în insula Patmos, la sfârșitul vieții lui, prigonit pentru credință. A avut într-o zi o revelație și Domnul i s-a arătat. Și când l-a văzut pe Domnul încărcat de glorie și de slavă, zice Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. Dar el și-a pus mâna peste mine și mi-a zis: nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și am înviat și sunt viu în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ar fi multe, multe binecuvântări care rezultă din înălțarea Domnului Iisus la cer. În epistola către Efeseni, din care noi am citit mai înainte, în capitolul 4, se vorbește despre faptul că Domnul Iisus, capul bisericii, este în cer. Și de acolo El dă darul bisericii. Din câte instituții sunt pe pământ, toate au head office-ul în diferite locații. Pe pământ, dar pe pământ, și oricât ar fi de frumos locul în care și-au stabilit sediul central, tot pământ rămâne. Biserica este singura instituție a cărei cap este în cer. Este Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Și de acolo El dă darul bisericii. În dimineața aceasta însă aș vrea să mă aplec mai mult la acest dar deosebit pe care Domnul Iisus l-a făgăduit și apoi l-a și dat ucenicilor Săi. A vorbit despre Duhul Sfânt. Aș vrea să vă spun că în ultima vreme m-am aplecat mai mult asupra Vechiului Testament și asupra unor cărți care scriu despre Vechiul Testament. În pregătirea unui material pe care mi l-a cerut cineva, a trebuit să studiez să văd ce spune Vechiul Testament despre Duhul Sfânt. Noi creștinii de astăzi, noi care citim Biblia, noi care am trecut și prin experiența aceasta umplerii cu Duhul Sfânt, noi știm mai multe decât știau cei din vechime despre Duhul lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor Săi, vă voi trimite pe Duhul Sfânt, mi-ar fi greu să vă spun ce credeau ei sau ce înțelegeau ei prin cuvintele Lui. 11 ucenici aveau probabil 11 păreri diferite, că al 12-lea se gândea numai la bani, la punga pe care o va primi pentru vânzarea Domnului Iisus. 11 ucenici au auzit vorbirea despre Duhul Sfânt și nu știu cât au înțeles din ea.
Cu ceva vreme în urmă am vorbit din Ioan capitolul 14, acel pasaj în care Domnul Iisus vorbește iarăși despre Duhul Sfânt și în care Duhul Sfânt este numit Mângâietorul. Aici este numit Mângâietorul și este numit Duhul Adevărului. Dar în vorbirea aceasta despre care noi am citit aici în Ioan 16, Domnul Iisus prezintă trei direcții distincte ale lucrării viitoare ale Duhului Sfânt. Și Domnul împărtășește ucenicilor aceste lucruri pentru ca ei să înțeleagă această lucrare. În primul rând vorbește Domnul Iisus despre lucrarea Duhului Sfânt asupra celor din lume, asupra celor păcătoși care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În al doilea rând vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt în viața sau asupra credincioșilor care îl cunosc pe Domnul și care îl iubesc pe Domnul și îl ascultă. Și în al treilea rând, Domnul Iisus vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt care are în vedere relația dintre Duhul Sfânt și Domnul Iisus. Și acum, haideți să le luăm pe rând sistematic. Vedeți, și Domnul Iisus a vorbit sistematic în unele împrejurări, așa că dacă urmăm exemplul lui, nu cred că greșim. El zice, când va veni El, adică Mângâietorul, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Aceasta este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt cu privire la lume, cu privire la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Apoi, cu privire la ucenicii Săi, El le spune, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, deci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Lucrarea Duhului Sfânt asupra ucenicilor și a copiilor lui Dumnezeu. În al treilea rând spuneam lucrarea Duhului Sfânt cu privire la Domnul Iisus. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce este Tatăl, este al, tot ce are Tatăl este al meu, tot, de aceea am zis că va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi. Îl prezintă Duhul Sfânt pe Domnul Iisus creștinilor, copiilor lui Dumnezeu. Și acum haideți să le luăm, cum spuneam, pe rând. Lucrarea Duhului Sfânt asupra oamenilor din lume, asupra celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, acelor care nu cred și nu cunosc pe Domnul Iisus. Cu privire la aceștia, lucrarea Duhului Sfânt asupra lor se rezumă la convingerea pe care El o face. Se vorbește aici despre o convingere cu privire la păcat. Va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul și termenul grecesc care apare în textul original definește o lucrare de analizare a unei situații, de aducere de probe și de dovezi, de dovedire a unor stări de lucruri. Am să mă folosesc de un exemplu cel mai simplu pe care l-am la îndemână. Vă amintiți când Domnul Iisus era dus spre Golgota, când își purta crucea pentru vina noastră? O mulțime de oameni îl însoțeau. Au ajuns la locul hotărât pentru execuție. Trupul i-a fost întins pe lemnul de durere, mâinile au fost prepunse și apoi lemnul acela a fost înfipt în pământ. Cu gesturi brutale, dacă vreți, ale unor soldați care aveau mintea cuprinsă în aburii vinului. Și toți oamenii aceia, iudei, care erau acolo, erau preoți de seamă, erau cărturari, erau farisei, erau iudei de rând. Toți se uitau și strigau cam aceleași lucruri. Toți cereau moartea Domnului Iisus, toți îl baciocoreau. Cineva spunea că în momentele acelea, toți cei ce erau acolo, iudeii, cu excepția poate a câtorva ucenici ai Domnului care erau furișați prin mulțime, toți credeau că fac o lucrare bună. Toți credeau că îi aduc lui Dumnezeu un serviciu, că îi curmă viața unui blasfemiator. Așa credeau. Dacă cineva și-ar fi ridicat vocea la Golgota în apărarea Domnului Iisus, mulțimea probabil că l-ar fi lapidat și pe omul acela.
pentru că nimeni nu putea să convingă mulțimea aceea în acele momente că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. A rostit-o cumva în șoaptă sutașul roman, potrivit Evangheliei după Marcu. El a spus, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, dar a spus-o ca pentru el. Însă n-a trecut multă vreme și în ziua Cincizecimii se coboară Duhul Sfânt peste apostoli și peste cei ce erau împreună cu ei și așteptau în odaia de sus făgăduință. Și oamenii aceștia sunt umpluți de Duhul Sfânt și încep să vorbească despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limbile vizitatorilor care erau veniți din toate părțile Imperiului la Ierusalim. Și se naște acolo o situație ciudată în care unii spun, oamenii ăștia sunt beți, sunt plini de must, de aceea vorbesc în tot felul. Dar se ridică Apostolul Petru, omul pe care în Evanghelie îl veți găsi mereu, că a fost luat mereu pe dinainte, l-a luat gura pe dinainte de multe ori. În Evanghelie despre Petru, dacă citiți, veți vedea că de multe ori a vorbit când trebuia să tacă și poate că a trecut când trebuia să vorbească. Dar în ziua Cincizecimii, plin de puterea Duhului Sfânt care venise peste el, se ridică în mijlocul mulțimii, nu cere permisiune nimănui și începe să lămurească despre ce este vorba. Și vorbește cu atâta autoritate și cu atâta putere spirituală, încât mulțimea aceea, dintr-o dată, este convinsă. Oamenii aceia află că Hristos era Fiul lui Dumnezeu. Că ei s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu, crucificându-L chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, cuprinși de disperare, parcă îi se adresează lui Petru și îl întreabă, ce să facem acum? Și Petru le vorbește și le spune, pocăiți-vă și vă întoarceți la Dumnezeu. Că Dumnezeu are milă de voi și Dumnezeu vă va da și vouă Duhul Sfânt. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe. Acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu și cu alte, multe alte cuvinte îndemna și zicea să pocăiască din mijlocul acelui neam păcătos. Ce șanse ar fi avut Petru, înainte de cinzecime, ca printr-o singură predică să întoarcă la Dumnezeu 3.000 de suflete? Am să vă spun eu, niciuna. Nici măcar pe cei din casa lui n-ar fi putut să-i convingă Petru înainte de cinzecime. Dar s-a întâmplat acolo minune pentru că vorbirea lui Petru, inspirată din Scriptură, a fost însoțită de o lucrare tainică a Duhului lui Dumnezeu, pe care Duhul lui Dumnezeu o făcea asupra ascultătorilor. Și ascultătorii aceia au fost atinși de cuvintele rostite de Petru, dar mai ales de lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inimile lor. Dacă ați încercat să convingeți pe cineva că are nevoie de mântuire și nu-i și Duhul Sfânt la lucru acolo, vă spun că vă munciți în zadar. În vremea copilăriei mele, mama a încercat să-mi spună copilea asta nu-i bună, copilea cealaltă nu-i bună. Și la toate obiecțiile ei aveam răspuns. Până când Duhul Sfânt s-a ocupat și de inima mea. Și ce n-a putut să facă mama, a făcut-o el. Mama n-a putut să mă convingă că eu am nevoie de Mântuitor. Dar Duhul Sfânt a făcut-o. Aș vrea să vă spun însă că Duhul Sfânt lucrează asupra oamenilor care nu-și împietresc inima. Vreau să vă spun deschis. Venim în casa lui Dumnezeu de atâtea ori și inima noastră este închisă și Duhul Sfânt nu poate să lucreze în inimile noastre pentru că ne potignim în tot felul de lucruri. Ba care predicatorul cravată, ba care prea scurtă cravata, ba care prea lungă, ba că nu se potrivește cu șosetele, ba că o grămadă de lucruri în care ne potignim și plecăm de aici fără să purtăm în inimile noastre bucuria întâlnirii cu Domnul și a atingerii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt poate să convingă pe cineva de starea de păcat. N-ați avut experiența aceasta a dialogului cu cineva care e din afara bisericii și încerci să-i spui că are nevoie de un mântuitor? Și îți spune că el e om bun, că n-a spart casa nimănui, că n-a făcut rău la nimeni, că a dat bani la biserică, după posibilitățile lui a ajutat în stânga și în dreapta, n-a mințit decât atunci când n-a avut încotro,
dacă toți ar fi ca el, cât de bună ar fi societatea în vremea noastră. Oamenii aceștia nu sunt încă prelucrați, dar mă rog ca Duhul Sfânt să însoțească întotdeauna mărturia noastră și să lucreze asupra inimii celor cărora noi le vorbim despre Domnul. Pentru că numai Duhul Sfânt convinge, să știți, numai Duhul Sfânt convinge. Noi putem să aducem argumente câte vreți și câte nu vreți. Putem să fim experți în Biblie. Putem să adunăm argumente câte vreți. Am citit cândva o carte, cu mulți ani în urmă, Evanghelizare masivă, parcă se chema, o carte maro, în care autorul ei, mânat de intenții bune, îi instruia pe cititori cum să folosească 4 întrebări la evanghelizare. Și cu cele 4 întrebări îi dădea eșacmat oricărui ascultător pe care îl întâlneai pe stradă. Nu prea funcționează. Dacă nu te ajută și Duhul Sfânt, nu prea funcționează. Pentru că numai Duhul Sfânt convinge pe cineva de nevoia de a se schimba. Aici este vorba despre o convingere cu privire la păcat, cu privire la neprihănire și cu privire la judecată. Cu privire la păcat am vorbit deja. Cu privire la neprihănire. Această lucrare a Duhului Sfânt te convinge să-ți aliniezi viața la standardele lui Dumnezeu. Dacă omul ar fi înțelept să asculte, Duhul lui Dumnezeu îi spune pas cu pas ce are de îndreptat în viața lui. Și Duhul Sfânt îți vorbește și îți spune, asta nu e bine. Și lucrează asupra conștiinței tale. Dacă tata ți-ar spune tinere sau mama că nu e bine cum te îmbraci, că nu arată sau nu transmite ideea de neprihănire, îmbrăcămintea ta, felul tău de a te aranja, pe părinții tăi, tu poate nu-i crezi. Poate că reușești cumva, așa cum reușeam și o altă dată, să răspunzi la toate obiecțiile lor. Dar de Duhul Sfânt vine și spune, asta nu e bine, cealaltă nu e bine. Te învață cum să umbli neprihănire Duhului Dumnezeu, cum să te ferești de rău, cum să te păzești de lumea neafectată, nemurdărită, nepungărită de lumea în care trăiești. Apoi Duhul Sfânt te învață și cu privire la judecată. Aici nu o să zăbovesc, pentru că vreau să merg un pic mai departe. Spune Domnul ucenicilor, mi-am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Timp de 3 ani și jumătate le-a vorbit mereu. Și oamenii ăștia nu erau din categoria celor studioși, a celor pe care i-am putea numi șoareci de bibliotecă. Oameni care, dintr-o dată, să prindă totul. Domnul i-a cunoscut bine, mai bine decât se cunoșteau ei. Le-a știut limitele și a știut cât pot purta și le-a spus Domnul, din adevărul pe care l-am adus, eu v-am oferit doar atât cât am știut că voi puteți purta. Dar aș vrea să vă spun ceva. Acela pe care îl voi trimite după plecarea mea, este numit și Duhul adevărului. Că El va completa lucrarea pe care am făcut-o eu. El vă va descoperi adevărul, El vă va călăuzi în adevăr. În vechime, au fost mulți căutători după adevăr. În special în Grecia antică, undeva secole înainte de nașterea Domnului Iisus, filozofii greci s-au aplecat asupra realității să caute adevărul. Cam toți cei ce s-au apucat de filozofie au pornit de aici, să caute adevărul. Și după câteva secole de căutări, oamenii ăștia care au fost minți pătrunzătoare, unul dintre ei a zis, adevărul va rămâne departe de noi. Numai așa vom ajunge să cunoaștem adevărul, dacă într-o zi va veni un logos de la Dumnezeu care să ne-l descopere. Cu vreo 146 de ani, 148 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus, au fost rostite aceste cuvinte la Domnul. Și a venit Domnul Iisus și ne-a dus harul și adevărul. Prin Moise Dumnezeu dăduse legea, o seamă de porunci înțelepte și acelea fără îndoială și folositoare într-o anumită măsură. Dar prin Domnul Iisus Dumnezeu nouă ne-a trimis harul și adevărul.
Și Domnul Iisus a îmbrăcat adevărul în cuvinte omenești. La un moment dat, El a spus despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Iar atunci când s-a aflat în fața pregătorului Pilat, El i-a spus, eu am venit să mărturisesc pentru adevăr. Și Pilat l-a întrebat, ce este adevărul? Cum dacă ar fi fost un lider de o vârșie greacă acolo, probabil că ar fi inaugurat o discuție cu Domnul Iisus cu privire la adevăr. Dar Pilat nu era un căutător de adevăr, el era un roman. Spiritul roman era un spirit practic, un spirit războinic, un spirit activ. El a pus întrebarea, ce este adevărul? Dar n-a mai așteptat să primească și răspunsul. Era cam așa când te întreabă cineva în parcarea bisericii, cum o să va? Și pe când să-i spui, el e în mașină. Poate la semafor, dacă are mașină plină. Dovadă că te-a întrebat numai așa, ca să treacă pe lângă tine, să nu-l întrebi tu poate ceva pe el. Dar nu-l interesează cum ești sau ce faci. Cam așa a fost Pilat când a întrebat pe Domnul, ce este adevărul? Domnul Iisus era adevărul. Și de-a lungul celor 3 ani și jumătate, El a descoperit ucenicilor Săi părți din adevăr, pe măsura lor de a putea să înregistreze, să poarte. Însă Domnul Iisus le-a spus că va veni Mântuitorul, care se cheamă și Duhul Adevărului și El are să-i călăuzească în tot adevărul. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că e foarte important ca Duhul Sfânt să călăuzească biserica. Există în vremea aceasta o preocupare de a alerga după oameni cu diplome înalte. De a alerga după oameni care par să aibă diferite abilități. Eu vreau să vă spun, biserica ar trebui să caute oameni plini de Duhul Dumnezeu. Biserica ar trebui să caute în vremea aceasta călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu. Singur Duhul Lui Dumnezeu călăuzește biserica în adevăr. Cu privire la Domnul Iisus, Duhul Sfânt va face o altă lucrare, în sensul că îl va proslăvi, va vorbi despre El, îl va prezenta pe Domnul Iisus bisericii Lui. Am mai vorbit despre aspectul acesta și am asemuit acest aspect cu lucrarea pe care a făcut-o robul lui Avraam atunci când a fost trimis în Haran, să caute o soție pentru fiul stăpânului său. Unii cred că robul acesta a fost Eleazar, dar dacă le-ai cere dovezi, nu-ți vor găsi niciuna, în toată Biblia nu-ți vor găsi dovezi că e Eleazar. Mă rog, a fost robul lui Avraam, un rob credincios, foarte credincios. În ziua de astăzi, nu știu care părinte ar încredința unuia din angajații lui, dacă are angajați, sarcina să meargă prin România să caute o nevastă pentru fiul său. Dar atunci, obiceiul acesta era. Și era obiceiul ca tânărul să accepte alegerea părintelui. Astăzi multe lucruri s-au schimbat. Și pleacă robul acesta în călătorie și se roagă și Dumnezeu îl auzește. Și când ajunge în casă de poposire, el zice, înainte de a mă așeza la masă, înainte de a gusta din bucatele voastre, eu vreau să spun pentru ce sunt aici. E important să vă spun lucrul acesta. După aia mai vedem dacă îmi dați de mâncare sau nu. Și omul acesta începe să spună despre stăpânul său, cum l-a binecuvântat Dumnezeu, cât de mult a propășit sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și robul ăsta spune, stăpânul meu are un fiu. Un fiu. Și a hotărât acum la bătrânețe ca tot ce are el, să dea fiului său. Și acum eu pentru fiul său am venit în casa voastră să caut o mireasă. Și eu cred că am și găsit. Lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt, pentru că îl zugrăvește pe Domnul Iisus bisericii. Noi iubim pe Domnul Iisus pentru că, nu pentru că L-am văzut, pentru că noi, cu ochii aceștia de carne, nu L-am văzut pe Domnul Iisus. Noi iubim pe Domnul Iisus pentru că Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre El. Ne-a ajutat să înțelegem ceva din frumusețea Domnului Iisus. Ne-a arătat să înțelegem ceva din gloria Lui, din splendoarea Lui. Și ne-a chemat să fim ai Lui. E minunată această lucrare. Slăviți să fie Domnul. Eu mă voi opri aici. Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze puținul pe care noi în dimineața aceasta am reușit să-l semănăm. Avem aici, am primit la bunul bisericii, un bilet
Nu știu cine l-a trimis, mi-ar fi plăcut să fie semnat și poate că pe viitor vom învăța și lucrul acesta, să semnăm când trimitem bilete. Cineva din biserică spune că a primit un mesaj din partea Domnului în timpul orei de rugăciune și simte că trebuie să-l spună bisericii. Nu știu despre cine este vorba. Fratele Dumitru. Da, fratele Dumitru. Da, da, dar o carte de-a dumitale poate să aibă oricine. Și eu aș putea să am și în lipsă de altă hârtie pot să o trimit. În timpul orei de rugăciune am primit un mesaj la Domnul. Inițial mi-a fost frică să spun, dar după aia Domnul și Dumnezeu știind că eu sunt un om îndrăznic, a continuat să nu vorbească. Mai întâi când a citit dumneavoastră din cuvânt din Ioan 16 cu 13, spun că El, Mântuitorul, vă va descoperi lucrurile viitoare. A continuat să-mi vorbească din 1 Tesaloniceni 5:20. Nu disprețuiți prorocii. Eu nu sunt deloc confortabil când trebuie să vorbesc în fața unei adunări, dar dacă așa porunci Domnul, o să spun. În timp ce mă rugam în ultima rugăciune pentru copii și tine, rugăciunea mea s-a transformat în un mesaj. Mesajul este următor. Ascultă Israele, că așa vorbește Domnul. Sprijiniți-i și lăudați-i pe copiii voștri, chiar și atunci când nu fac lucrurile perfect, cum ați vrea voi. Voi nu veți mai fi niciunul în viață, dar ei vor trăi răpire. Țineți microfonul de aparte, doamne. Să repet? Microfonul un pic mai aproape. Da. Să repet? Da. Mesajul a fost următor. Ascultă Israele, că așa vorbește Domnul. Sprijiniți-i și lăudați-i pe copiii voștri, chiar și atunci când nu fac lucrurile perfect, cum ați vrea cu la voi nu veți mai fi niciunul în viață, dar ei vor trăi răpieți. Dumnezeu să te facă parte de evenimentul acesta. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș vrea să încheiem părtășia din dimineața aceasta în rugăciune. Pe lângă lucrurile pe care vrem să le spuneți Domnului, mulțumiți-i pentru dimineața aceasta și v-aș ruga să mă amintiți și pe mine, pentru că în timpul săptămânii acesteia, mai precis vineri dimineața, voi pleca într-o călătorie spre vest, la Vancouver, în vederea participării la conferința, Convenția Bisericilor Române din Canada. Acolo va trebui să și slujesc. Mi s-a făcut o onoare deosebită să slujesc la una din întâlniri. Și aș vrea ca Domnul nu doar să mă călăuzească, să mă ocrutească în călătorie. Am nevoie de ocrutire. Dar am nevoie și de călăuzirea Lui în mesajul pe care va trebui să-L împărtășesc cu frații mei. În partea finală a rugăciunii aș vrea să ne încredințăm pe fiecare dintre noi în mâna Domnului. Să ne rugăm. Thank you.